Salut, prieteni! Sunteți pregătiți să aflați noua strategie de a face $100 pe zi? Bănuiesc că da. Această strategie, pe lângă că este cea mai ușoară, are și un potențial enorm. Această strategie funcționează atât în Statele Unite, cât și în Anglia, Franța, România, Thailanda sau oriunde altundeva. Deci, poți pune în aplicare această strategie de oriunde te-ai afla. Singura cerință este să ai un laptop, PC, tabletă sau smartphone și toate acestea să fie conectate la internet. Poți face această strategie să funcționeze și pentru tine chiar după terminarea acestui video. Dacă te afli în acest moment în România, Danemarca, Italia, Germania sau oriunde altundeva pe glob, această strategie va funcționa și pentru tine dacă rămâi cu mine până la finalul acestui video. Deoarece am să vă arăt pas cu pas ce aveți de făcut pentru a face $100 pe zi. Un lucru foarte important pentru această strategie este că nu aveți nevoie de website, nu aveți nevoie de PayPal, nu aveți nevoie de vlog, nu aveți nevoie de bani, bineînțeles, nu aveți nevoie nici de prieteni, să fiu sincer cu voi. Nu aveți nevoie de absolut nimic decât de un laptop, smartphone sau tabletă să fie conectate la internet. Bun, prieteni! Dar în acest moment am să vă rog să vă puneți telefoanele pe silent, să vă închideți în camera voastră, să închideți geamurile, să vă baricadați în locul vostru favorit și să deveniți foarte confortabil. Pentru că vreau ca voi să fiți foarte, foarte atenți la mine. Pentru că o să intru direct în subiect. Și doar dacă ești atent la mine, o să înțelegi cum funcționează această strategie și ulterior o poți pune chiar în practică, bineînțeles. Deoarece această strategie o puteți să începeți în acest moment, fără bani. Da? Deci fără bani. Normal, pentru că poți să te ajuți și de anumite unelte care trebuie plătite, dar astăzi nu o să ne bazăm pe aceste unelte, astăzi o să ne bazăm doar pe varianta gratuită, deci, cum am spus, fără website, fără bani, fără experiență, fără absolut nimic. S-ar putea pentru unii dintre voi să pară această strategie puțin dificilă dacă sunteți chiar la început, dar cu uneltele și cu ceea ce o să vă dau vouă la finalul acestui video, sunt sigur că o să vă descurcați fiecare dintre voi. Așa că, prieteni, mai am decât două cuvinte să spun. Primul este apasă butonul like, al doilea apasă subscribe. Bineînțeles, aceste chestii, chiar dacă poate pentru voi urmăritorii nu sunt atât de importante, dar pentru mine cel puțin sunt, deoarece dacă apeși butonul like sau chiar și butonul dislike, pe mine într-un fel sau altul mă ajută. Mă ajută că înțeleg dacă vouă vă place ceea ce fac eu sau dacă nu vă place și atunci știu ce am de făcut. Iar butonul subscribe mă ajută în sensul în care planul meu este să creez o comunitate. Să creez un grup de prieteni care să ne ajutăm între noi. Eu vă ajut pe voi, voi mă ajutați pe mine și uite așa împreună o să ne ridicăm. Deci, că vrei să apeși like sau subscribe acum, că vrei să apeși, dacă bineînțeles îți place, la finalul acestui video, e alegerea ta. Eu mă bucur că în acest moment te uiți la mine și sper să te pot ajuta în drumul tău către succes. Bun, prieteni, cum bine vedeți, ne-am conectat la mine în laptop, iar cum și mai bine vedeți, ne aflăm într-un site numit CB Engine, iar acest site o să ne ajute să ne găsim produsele mult mai ușor pe care ulterior să le vindem. Bun, după ce v-ați conectat pe CB Engine, prieteni, am să vă rog să vă conectați pe CB Top Gravity. Iar aici o să vedeți un top cu mai multe produse. Da? Cum bine vedeți Gravity, Gravity-ul este scorul după care aceste produse sunt clasificate, iar acest scor îl obține fiecare produs în parte după câte vânzări generează. Vânzări create de oameni ca mine, oameni ca voi, prieteni. Bun. Ceea ce o să facem noi acum se numește Affiliate Marketing. Iar pentru a face Affiliate Marketing, prieteni, o să folosim cea mai mare platformă de Affiliate Marketing numită ClickBank, care într-o zi aproximativ generează 36.000 de vânzări. Deci asta înseamnă un trafic imens, prieteni, un trafic imens de care noi toți trebuie să profităm. Bun, iar acest CB Engine lucrează în paralel cu ClickBank, iar cum bine vedeți aici ne dă un top cu cele mai vândute produse. Da? Cum bine vedeți în acest scenariu, prieteni, aveți numele produsului, aveți rankul, suma care o obțineți pe fiecare produs în parte și gravity-ul. Dar până intrăm în detalii, prieteni, pentru cei care nu cunoașteți modelul de afacere Affiliate Marketing și nu aveți nicio cunoștință despre ClickBank, am să vă las în descriere un tutorial creat de mine în care vă arăt pas cu pas cum să vă creați cont pe ClickBank și, bineînțeles, cum să vă retrageți banii atunci când o să-i generați. Dar până când avem bani să ni putem retrage, prieteni, trebuie să și depunem puțină muncă. Bun, deci, acum o să ne alegem un potențial produs pe care noi o să-l dorim să îl promovăm. O să vă sugerez să vă alegeți un produs din această listă, deoarece sunt cele mai vândute produse în acest moment pe ClickBank, dar nu e nicio problemă dacă doriți să vă alegeți și alt produs. Cum bine vedeți, avem tot felul de produse, Cinderella Solution, un produs de slăbit, pentru diabetici, rețete culinare, New Manifest Magic, Overnight Millionaire System. Vă dați seama cum sună? Peste noapte, sistemul milionarilor peste noapte. Bun, dar cum spuneam că am să vă prezint această strategie făcând într-o singură zi $100, de fapt v-am mințit, prieteni. Pentru că o să facem de fapt peste $100 pe zi. Da? Deoarece în acest exemplu am să aleg acest produs, Leptitox, care, bineînțeles, are un gravity foarte bun, dar și pe o vânzare generăm $68,15, ceea ce înseamnă, prieteni, că noi va trebui să facem decât doar 2 vânzări pe zi să facem peste $100, ceea ce nu cred că este un lucru foarte, foarte greu. Bun, dar până să alegem produsul, să intrăm în el, să vedem în primul rând cum arată. L-am ales ca exemplu deoarece costă $68 și este un produs, cred că tot pentru slăbit sau supliment natural ceva, weight loss, no. Da, este tot un produs pentru slăbit. Dar cum bine vedeți, sunt alte produse de $50, de $44, de $47, $45, $38, care trebuie să vindeți decât 3 produse să faceți peste $100 pe zi. Deci nu este un lucru imposibil. Bun, dar să intrăm în acest produs să vedem cum arată site-ul. Nu cred că o să arate rău, deoarece este un produs care vinde foarte, foarte bine. Cum bine vedem, ne arată videoul, care Vă sugerez să-l vizionați pentru cei care alegeți alt produs, ceea ce vă sugerez, deoarece am ales acest produs doar ca exemplu. Așa, să vedem cum putem să și citim. Pentru cei care nu vreți să vizionați videoul, puteți să și citiți tot ce se vorbește în video. Cum bine vedeți, arată despre rețete, despre câți bani putem salva, testimoniale înainte și după. Și cum bine vedeți, este foarte bine optimizat și are foarte multe detalii despre acest produs. Bun, prieteni, să zicem că am ales acest produs deoarece arată foarte bine, se vinde foarte bine în ClickBank, dar înainte să îl promovăm, va trebui să mai facem un singur pas, prieteni, iar acel pas o să fie pe Google Keywords Planner. Da? O să ne folosim de Google Keywords Planner pentru a ne interesa mai mult de această categorie în care este inclus produsul nostru. Aici va trebui să ne logăm pe contul nostru de Google. Dacă nu aveți cont pe Google Ads, este foarte simplu, doar trebuie să intrați pe googleads.com și acolo vă băgați contul vostru de Google. Bun. După ce intrați pe Google Keyword Planner, o să intrăm pe Discovery New Keywords. Iar aici, în principal, fiecare produs ne arată din ce categorie face parte. Iar cum bine vedem, acest produs face parte din categoria de slăbit, weight loss. Numai un pic. O să veniți aici să verificați pe ce țară este targetat, în ce țară să caute informația. O să lăsăm Anglia, dar o să adăugăm și America. Bun, după care apăsăm Save. Punem aici categoria și apăsăm Get Result. Acum așteptăm să vedem rezultatele generate de Google Keywords Planner. Și cum bine vedeți, această categorie este căutată pe Google între 100.000 și 1 milion de ori pe lună. Ceea ce este un lucru foarte bun, deoarece știm că produsul se vinde, știm că această nișă, această categorie este căutată și, bineînțeles, va fi căutată pe Google. Deci aceste lucruri doar ne poate bucura, prieteni. Și cum bine vedeți, aici puteți să mai găsiți și alte keywords-uri care ulterior vă poate ajuta în campaniile voastre, dar acesta este alt subiect pe care probabil o să-l discutăm într-un alt tutorial. Acum că am văzut că produsul nostru se vinde bine pe ClickBank și este căutat și în Google de foarte multe ori, nu ne rămâne de făcut decât să ne conectăm pe clickbank.com. Cum am mai spus, pentru cei care nu aveți cont pe ClickBank, am să vă las în descriere un tutorial creat de mine în care pas cu pas puteți să vă creați și voi cont. Este foarte simplu. Am să folosesc acest cont în acest exemplu. După ce v-ați conectat pe ClickBank, o să mergeți în Marketplace O să căutați în bara voastră de descriere produsul vostru. După ce găsiți produsul care l-ați ales adineaori, o să apăsați butonul Promote. După care o să vi se deschidă această imagine în care vă rog să fiți foarte atenți ca în acest scenariu să aveți nickname-ul vostru. Este foarte, foarte important. Bun, după ce vă asigurați că aveți nickname-ul vostru, apăsați Generate Hot Link. Și cum bine vedeți, aici în acest scenariu v-a apărut acest link, care este linkul vostru de Affiliate Marketing. Vă sugerez să apăsați aici pentru a copia linkul. Să nu încercați voi să luați așa, deoarece s-ar putea să omiteți un caracter, iar linkul nu va fi complet. Deci cea mai sigură variantă este să apăsați aici, ați copia linkul, după care o să vă deschideți un new document sau ce doriți dumneavoastră, după care să vă salvați linkul. Odată salvat linkul, cum bine ați văzut, linkul nu arată foarte bine, este foarte lung, arată ca un scam, ca un, nu știu, nu arată estetic deloc bine. Așa că o să intrăm din nou pe Google și o să căutăm Make Link Shorter. După care o să intrăm aici pe bit.ly. Și o să ne facem linkul mult mai scurt. Venim în acest scenariu, apăsăm Ctrl V sau click dreapta Paste, cum doriți, după care apăsați Short. Iar cum bine vedeți, aici avem linkul nostru care arată mult, mult mai estetic. Cer scuze. Dar, cum am spus, acest video este creat cu investiții zero. Bineînțeles că sunt variante în care vă puteți face linkul să arate mult mai bine. Puteți să-l editați, puteți să-i faceți multe, dar toate acele variante sunt variante plătite. Probabil în alt video am să revin și am să vă arăt pas cu pas ce aveți de făcut. Dar, cum am spus, ne concentrăm în acest moment pe variantele gratuite. Bun, prieteni, după ce ne-am găsit produsul, după ce l-am căutat pe Google Keywords Planner, să vedem dacă categoria este căutată, după ce ne-am făcut link-ul scurt și, bineînțeles, îl încercăm, să vedem dacă funcționează, ne mai rămâne un singur lucru de făcut, dragi prieteni, și acel lucru este să ne promovăm linkul care tocmai l-am generat și l-am făcut să arate cât de cât estetic. Cum bine vedeți, linkul meu funcționează. Am intrat pe site-ul lor, iar aici apare nickname-ul meu. Și oricine va cumpăra acest produs de pe acest link, eu o să încasez acea sumă de $68,15. Bun, probabil acum vă întrebați cum o să ne promovăm linkul, cum o să aducem trafic pe linkul nostru. Păi, prieteni, dați-mi voie să vă spun că o să folosim de această dată Google, o să folosim Google deoarece este platforma cu cel mai mare trafic din lume în acest moment. Și o să ne folosim de această uneltă pentru a ne promova linkul generat. Bun, nu vă faceți griji, o să vă arăt pas cu pas ceea ce aveți de făcut. Așa că doar rămâneți cu mine și o să vă fie foarte, foarte ușor să vă promovați linkul. Bun, intrăm în bara de căutare a Google și o să scriem acea categorie în care produsul nostru se încadrează. Weight loss. Așa. Și cum bine vedeți, ni s-au deschis foarte multe site-uri din această categorie, pe care bineînțeles o să le puteți folosi, dar în acest moment o să ne folosim de Weight Loss Blocks. Bun, la fel, cum bine vedeți, ni s-au deschis sute și sute de bloguri, vedeți câte pagini avem, ceea ce vă sugerez să mergeți pe fiecare pagină în parte și să procedați la fel cum am să procedez eu în câteva minute. Bun, dar în principal, haideți să intrăm pe un blog. Haideți să vedem despre ce este vorba aici. Unele bloguri nu o să vă lase să faceți nimic până nu vă conectați pe ele, altele nu au nimic împotrivă. Dar înainte să găsesc eu un blog potrivit, noi ne uităm după secțiunea de comentarii a fiecărui blog. Da? Iar dați-mi voie să găsesc. În secțiunea de comentarii, noi o să punem un asemenea comentariu în care o să ne integrăm și linkul generat de ClickBank, da? Ok. Să vedem dacă pot să aici pe moș. N-am doar să-l share-uiesc. Cum bine vedeți, aveți puțin de... probabil nu. Hai să intrăm aici în 12 bloguri. Acceptăm. Bun, se pare că am intrat pe blogul lui Jessica. Haideți să alegem un articol. Eu o să aleg acum un articol în grabă, prieteni, dar pe voi vă rog să căutați articole care țin de produsul vostru, deoarece este foarte, foarte important. Așa. Mergem la finalul acestui blog și, cum bine vedeți, am ajuns în secțiunea de comentarii. Ceea ce vă pot spune este că în secțiunea de comentarii va trebui neapărat să vă puneți numele și va trebui neapărat să vă puneți adresa de e-mail. Deci, aici în secțiunea de comentarii, prieteni, noi trebuie să creăm un comentariu în care să adăugăm și linkul nostru. Dar nu vă faceți griji, deoarece am creat un text pe care voi îl puteți copia și refolosi. Decât va trebui să schimbați anumite date din acest text. Cum bine vedeți, am pus în acest moment textul. Unde vedeți că sunt ghilimelele de rigoare, am să vă rog să vă puneți ceea ce aveți voi de pus. Am să fac o mică traducere acestui text pentru cei care nu cunoașteți limba engleză, pentru cei care o cunoașteți, vă rog să citiți. Deci, la început o să punem numele blogului, da? Haideți să și completăm. Jessica Cording. O secundă. Jessica. Am să vă rog să faceți la fel ca mine. După ce puneți numele între ghilimele, am să vă rog să ștergeți și ghilimelele. Dar ce vă recomand? Prima oară să copiați textul exact așa cum este. Vă creați un fișier, un document, ceva, vi-l copiați acolo, după care o să vi-l editați. Îmi cer scuze. Bun, deci Jessica Cording este cel mai bun blog din categoria de slăbit. Și cum bine vedeți aici avem categoria. Am lăsat așa ca să vă dați seama, categorie. Bineînțeles, în acest moment o să șterg categorie, o să las doar weight loss. Și este o comunitate extraordinară. Le citesc articolele în fiecare zi. Dar am găsit ceva incredibil. Iar aici, unde scrie link, am să vă rog să vă puneți linkul pe care voi l-ați generat de pe ClickBank. La fel, ștergeți ghilimelele. Bun. Deci, după ce spuneți că totuși am mai găsit încă ceva extraordinar, iar puneți linkul, spunem așa: m-a ajutat foarte mult să slăbesc, dar nu numai. Sper să ajute și pe alții. Probabil vă întrebați de ce am ales să pun numele blogului. Am ales să fac această chestie deoarece dacă lăudăm blogul, dacă spunem de blog că este ok, avem mai multe șanse ca ownerul blogului să nu ne șteargă comentarii. Nu o să vă lase toți blogării să vă puneți acest comentariu. Absolut. Dar o mare parte din ei nu o să aibă absolut nimic împotrivă. Așa că nu aveți altceva de făcut decât să-l copiați acest link. De exemplu, în acest moment l-am copiat, Ctrl C, mi-am pus numele, adresa de mail, după care mergem mai departe, submit comment, iar comentariul meu este postat la Jessica pe blog în acest moment. Ia să vedem dacă mergem jos. Probabil va trebui ea să îl accept. După care puteți să intrați pe alt blog, pe alt blog, pe alt blog, prieteni. Și așa puteți să repetați acest proces la infinit. Vedeți că odată ce aveți linkul și textul setat, va trebui dumneavoastră doar să schimbați numele blogului, ceea ce nu o să vă ia prea mult timp. Vedeți, după ce ați găsit un blog unde să vă puneți comentariu, nu vă ia mai mult de 20 de secunde să postați. Perseverență, dragi prieteni, și multă răbdare. Și dacă aveți răbdare și perseverență, dragi prieteni, sunt 100% sigur că o să reușiți cu această strategie. Deoarece vreau să vă imaginați cum intră un om care este disperat de greutatea lui și intră pe un asemenea blog să slăbească, să învețe de o rețetă nouă sau în orice domeniu, o să vă alegeți voi produsul, în orice categorie, Iar după ce citește un blog asemenea acestuia, majoritatea dintre ei vor să lase un comentariu sau pur și simplu citesc și comentariile. Iar acolo, când o să găsească comentariul vostru în care lăudați blogul, în care vorbiți frumos despre link, în care spuneți că v-a ajutat foarte mult și sperați să ajute și pe alții, pur și simplu prin acest text i-ați făcut curioși. Iar ei or să apeșe pe link fără nicio problemă. Iar după ce au apăsat pe link, automat intră pe site, care site-ul este foarte bine optimizat și are o rată de conversie foarte mare. Bun, prieteni, pentru toți cei care ați rămas cu mine până în acest moment, mai am o mică surpriză pentru voi, care cred eu că o să vă ajute și mai mult să vă vindeți produsele sau să găsiți, haideți să vă dau un mic indiciu și să vă spun să vă găsiți blogurile cele mai de succes. Dar până atunci, dacă v-a plăcut acest video până în acest moment și nu ați apăsat butonul like, vă rog din suflet să apăsați butonul like, vă rog din suflet să apăsați butonul subscribe și clopoțelul, bineînțeles, dacă doriți să aflați mai multe strategii de cum puteți să faceți bani fără nici o investiție. Bun, prieteni, iar acum să trecem la acțiune și să ne conectăm din nou pe Google. Dacă Google Alerts, da? Căutați în bara de căutare Google Alerts, vă conectați pe Google Alerts. Până se conectează, dați-mi voie să vă spun ce face Google Alerts. Google Alerts o să caute în tot internetul categoria de care voi sunteți interesați. Și mai mult de atât, o să vă trimită mail-uri cu toate informațiile de care voi aveți nevoie. Bun, să introducem categoria, apăsăm Create Alert, după care mergem la Edit, iar aici depinde de fiecare dintre voi în parte. Dacă vreți să faceți asta și aveți foarte mult timp la dispoziție, alegeți să vă trimită mail-uri o dată pe zi sau o dată pe săptămână. Aici depinde de voi cât timp la dispoziție vreți să dedicați acestui model de afacere. Intrați la sursă, depinde de voi ce vreți. Bloguri, automatic, video, books, absolut tot ce vreți voi. Puteți să lăsați același comentariu și la videouri, și la paginile de web, și la news, dar o să continuăm cu exemplul nostru de bloguri și o să bifez aici blog. O să alegem regiunea America, deoarece americanii cumpără mult mai bine decât oricine altcineva. Așa că o să alegem United States. Iar aici o să alegem Only the best result. După ce am făcut toate acestea, jos vedeți la ce adrese de e-mail o să trimită acele e-mail-uri cu cele mai de succes bloguri. După ce aveți toate acestea setate, apăsați doar Update Alert. Odată ce ați apăsat butonul Update Alert, prieteni, o să vedeți această fereastră, iar setarea voastră, bineînțeles că a fost setată. Iar de mâine încolo o să primiți o dată pe zi sau o dată pe săptămână câte un mail de la Google cu cele mai în vogă și cele mai puternice bloguri din tot Google-ul. Iar de acolo mai departe, tocmai ați văzut strategia care v-am prezentat-o. Bun, prieteni, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la finalul acestui video. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul like. Dacă credeți că merită, nu ezitați să share-uiți acest video cu toți prietenii voștri, să facem o comunitate cât mai mare și, bineînțeles, dacă vreți să aflați mai multe strategii de cum puteți să faceți bani online Fără nicio investiție, nu ezitați să apăsați butonul subscribe și bineînțeles să apăsați și clopoțelul. Dragi prieteni, vă mulțumesc din nou, vă doresc o zi bună, vă doresc multă forță de muncă, mult succes și să ne auzim cu bine.